Astăzi avem cel mai tare vlog. Este vorba despre mașină. Haideți să vă arăt mașina GLA 45 AMG. Știu că vreți să vedeți ce conduce TJ Miles. Nu mai pierdem timpul. Haideți să vă arăt. Înainte să vă fac prezentarea la mașină, haideți să vă spun de unde am luat-o. Mașina luată din Luxemburg și pur și simplu am găsit-o pe mobile.de, aplicația aia germană, Biblia mașinii pentru Europa, de acolo am găsit-o. Era singura mașină albă, GLA 45 AMG Edition 1, era singura și mi-a plăcut foarte mult, era în Luxemburg, m-am dus și am luat-o. Când am ajuns acolo, instantaneu am zis, asta este, e foarte frumoasă, am văzut viitorul, am văzut cum o să arate, că nu arăta așa. Hai să fim sinceri, AMG face o treabă genială, dar când TJ Miles o atinge, o îmbunătățește. Dar înainte să ajungem acolo, am vrut puțin să vă spun, mașina vine din Luxemburg, a fost o călătorie foarte frumoasă și chiar a trebuit să cumpăr jante de iarnă, că am luat-o iarna, era decembrie, era de Crăciun, a trebuit să dau jos jantele astea de 20 și am luat jante pe 18. Arăta foarte nașpa, nu mi-a plăcut, dar asta a trebuit să le iau ca să nu primesc amendă călătorind cu jante de 20 cu anvelope de vară. Că nu făceau anvelope de iarnă pentru jantele astea. Atunci, în 2021, am găsit anvelope de iarnă pentru jantele astea. Îți dai seama? Deci, nu mai... și am vândut jantele alea de pe 18, le-am vândut. Nu mai le vreau, le-am dat, le-am pus pe OLX și s-au vândut în 5 minute, am scăpat de ele. Ce are nevoie de 18? Hai să fim sinceri. Deci o să începem din fața mașinii. Vreau să încep cu botul ei. Haideți să luăm, facem un 360. Începem din față și mergem peste tot. Capotă, roți, suspensie, vorbim despre tot. Haideți să începem cu fața. Deci, GLA 45 AMG, ok? Edition 1. Foarte important, țineți minte. În primul rând, pe față aici am pus acest lip de la Maxton Design. Lipul ăsta vine cu mașina. Asta l-am pus eu, are double lip, are două buze, e buzoasă, așa îmi place de ea, ok? Am făcut grila, grila de fapt este argintie, eu am făcut-o neagră, dar nu este vopsită, ok? Este plastic dipped. Ce înseamnă asta? Este o soluție interesantă, un spray care când dai pe orice suprafață, se vopsește cu culoarea care ai cumpărat, dar nu rămâne așa. Dacă nu mai îți place, poți să o dai jos cu mâna, poți să tragi de ea cu unghia și să o apuci și pur și simplu o dea la o parte. Înțelegeți? E foarte mișto, plastic dept, o recomand la oricine care vrea să picteze ceva, să vopsească ceva și să nu fie permanent, ok? Nu am vrut să acoperim aici AMG pe grilă. Am pus un scotch când am făcut cu plastic dept și pur și simplu arată foarte mișto, este în evidență. Chestiile mici, pentru mine mă interesează chestiile mici, detaliile, sunt foarte atent la detalii. Bineînțeles că avem chestia cu pit car, care ține numărul. Compania trebuie să fie pusă pe mașina la CEO, îți dai seama, că nu ne jucăm, o iubesc. E foarte interesant că am și compania și mașina, totul e al meu, e interesant, o iubesc. Anyways, mergem mai departe. Avem aici foliile, am pus folii pe față. Trebuia să pun foliile pe față, o face puțin mai mean, așa, știi, îi dă puțin swag, îi dă niște, o face șmecheră, știi? Merge cu ce trebuie, trebuie să semene cu proprietarul, trebuie să mă resemble pe mine mașina asta, o fac exact ce am în cap și așa iese. Încă o chestie, hai de veniți aici. Cum știți că TJ Miles is a real car guy, dar nu orice car, AMG. Așa spunem în America, în Canada. Noi așa spunem la AMG, AMG, am văzut comentariile, AMG, nu știu de ce voi citiți cum se scrie, dar AMG este AMG. În Germania nu mă interesează cum spun, eu sunt din Canada, din Toronto, Canada, ok? Bun, fii atent, vine aici. Avem așa, avem așa. Făcut foarte, foarte bine, un artist genial din Toronto. A făcut și pe Drake. Ați auzit de Drake? E un cântăreț. Cred că este cel mai bun cântăreț de ultimii 10 ani global. Am avut același artist. Ok, hai să mergem mai departe. Sub capotă. Ce e sub capotă? E un 2 litri. Este biturbo.
este all-wheel drive, are 400 de cai, stage 2, cu 500 de cuplu. Mașina fuge, e bombă. I-am pus și de la White Stack Engineering, i-am pus un blow-off valve. Blow-off valve ajută să scape de aerul în turbină. Este sunetul ăla care face când apeși pedală și dai jos de release pedala, face face zgomotul ăla de foarte mișto. O să facem un flyby după ce termin prezentarea, ok? Full IP exhaust, ok? Ce înseamnă asta? Înseamnă că este conectat de la turbină până spate, eșapament complet, cap coadă, cu telecomandă care controlează clapetele. Deci este full valve tronic exhaust de la IPE. Pitcar este singurul dealer în România de la IPE exhaust. IPE este o, după părerea mea, e cel mai bun. De-aia noi întotdeauna colaborăm cu cei mai buni. Deci, am vorbit de față, cam asta este treaba aici. Haideți să mergem mai încolo. Veniți după mine. Deci, astea sunt jantele. Jantele de AMG, de la GLA 45 AMG Edition 1, numai la Edition 1, ok? Michelin, Pilot, Super Sports, favoritele mele anvelope. Astea sunt 235-40-20, ok? Foarte mișto. Sunt moi, au tracțiune, sunt frumoase, au și o buză frumoasă, închide aici totul. Când roata stă perfect, nu ai nicio... cum să explic, nu ai nicio gap, nu am eliminat gap-ul. Dar nu numai prin anvelope am făcut asta. Am pus distanțiere, corect făcute, prinse în butuc. Nu are, am pus decât una, deci avem aici prezoanele care intră direct în butuc prin distanțiere. O legătură directă, perfectă, se învârte roata totodată, nu am vibrații la 250-300, n-am vibrații, ok? Frânele, vedeți că au găuri în ele, aspirate, așa sunt ele, slide rotors, nu știu cum se zice pe românește, ajutați-mă dacă puteți. Au venit roșii din fabrică, cu AMG scris pe ele, cu roșu aici, cu roșu aici din fabrică, buza roșie din fabrică, totul este din fabrică, așa au venit în afară de distanțiere și am mai pus și arcuri sport. L-am lăsat cam atâta de la IBAC Springs, ok? Foarte mișto, le recomand. Nu a trebuit să schimb amortizoarele, mașina este AMG, amortizoarele sunt AMG, făcute de la ei din Germania, deci să le schimb, am schimbat decât arcurile și n-am avut probleme. Hai să mergem mai departe. Aici totul este din fabrică în afară de praguri. Side skirts, side extensions, nu știu cum le numiți în românește, cred că sunt praguri, dar nu make sense, nu e logic, că doar nu pun piciorul pe ele. Dar într-un fel, poate sunt praguri. Anyways, dacă spuneți cum sunt în românește, mă face plăcere, vreau să învăț. Din fabrică, așa au venit, grafica asta, care o vedeți aici, grafica asta este numai la ediția 1. Nu este la AMG-ul normal. La GLA 45 normal nu este. Numai la Edition 1. Dacă o vezi așa cu grafica, știi că e ediția 1. Ok? Interesant. Astea au venit din fabrică, un fel de pragurile ei din fabrică, plus ale mele, TJ Miles și ale ele. Deci avem praguri din fabrică, avem praguri de la Maxim Design, puse de mine, față, sides și o să vă arăt și în spate imediat. Stați cu mine. Îmi place foarte mult cum arată aici sigla de AMG, Turbo AMG, foarte, foarte mișto. Îmi place foarte mult cum mașina are panoramic roof, totul negru, dublu, se vede prinăuntru geamurile, două geamuri, foarte mișto. Haideți cu mine, vă rog frumos, pe spate. Uitați-vă puțin la curul ei, are un cur bombat, un cur mare, rotund, frumos. Mi se pare o mașină genială pentru, nu știu, adică nu există. În România eu nu am văzut așa mașină. Mă simt special că nu a trebuit să dau 100.000 de euro să mă dau mare cu un AMG, ok? Am bani în buzunar și am o mașină tare, care nu există nicăieri. Asta să știți că este important pentru mine, să fiu diferit, să vă arăt ce pot să fac din nimic aproape. Știi ce zic? E important. Deci aici pe spate am pus folii, era prea roșu. Aproape mă ardea la ochi, era așa, niște chestii roșii, parcă era un bondar, așa, nu. Am făcut negre.
Din fabrică, din fabrică, scria, ce scria? Scria GLA 45 AMG, l-am dat jos, ca să nu știți ce este, din cauza că mulți oameni cred că este A45, cred că e GLE, nu știu ce, de unde, de ce nu știu oamenii, dar mai bine așa. Mai bine așa, lasă să întrebe, lasă să gândească, ca să nu mă copieze până la urmă. Sunt singurul cu mașina asta. În spate, cum bine vedeți, avem un diffuser, tot de la Maxton Design, a completat AMG diffuser, care a venit cu mașina. Ok? Avem ornamentele astea de chrome, arată foarte mișto. AMG, AMG, Maxton Design, s-a cumpărat cu tot cu pachetul de extensii, de buza din față și a dat un fel de formă completă. Ok? Deci mașina din spate genială. Avem aici încă o chestie interesantă la aileron, la spoiler, la wing, cum vreți voi să o numiți, chestia asta, mica asta extensie, cameraman, vină puțin aici să arăt, se vede că am pus-o, chestia asta, vorbim de chestia asta numai, asta a venit din fabrică, asta am pus-o eu. Atent la detalii, sunt atent la detalii așa de mult, că numai la asta mă gândesc. Cum să fie cât mai frumos, cu gust, classy, să fie ceva ca și cum a făcut-o AMG. You know? Ok, să mănântru. Trebuie să o pornesc că mi-e cald. Hai să o pornim. Ok, deci, hai să vă arăt. În primul rând, avem scaunele astea. Sunt wow! Când stai în scaunele astea, parcă te simți într-un race car. Like, uitați-vă puțin cum se îmbracă aici, sunt bine făcute. Uite, uite aici, în spate, are sigla AMG. Îmi plac foarte mult scaunele astea. Mulți m-au întrebat de unde l-am luat, ce am făcut, chestii, din ce are mașina, în cauza că nu prea există. Mașina asta e genială. Ediția 1 AMG, frumoasă. Puteți să vedeți aici că chiar asta este, uite. Așa cum v-am spus despre ediția 1, chiar este ediția 1. Uite, scrieți aici. AMG Edition 1. Asta a pus-o ei. Și are și sigla asta, încă o dată, exact ca aici. Mașina foarte mișto. Am telecomanda pentru valve. Pot să închid valve, pot să le deschid, pot să fie auto. Vorbim de eșapament, de evacuare, IP exhaust. Ok? Mașina a venit echipată cu acest steering wheel de Alcantara leather aici. Deci când o ții așa, chiar o să simte, it's like a nice feeling. Se simte foarte bine în mână. Și când mergi din pe bandă pe alta, ea se mișcă perfect. Are, nu știu, poate senzația de Alcantara, poate este și mașina chiar bună, nu știu exact, dar se simte genial, se simte ca untul în mână. Răspunde foarte repede la comenzi. Eu întorc puțin, ea se mișcă. Se mișcă, dacă fac așa, mașina face așa. Este foarte responsivă la mișcarea volanului și este și îmbăgată în Alcantara cu leather și cu red stitching și nu numai aici, dar continuă stitching-ul și aici pe dashboard. Uitați-vă puțin cum este, cum continuă aici pe dashboard și are și aici cu carbon și scrie AMG, chestia asta rotunde, mașina mișto, foarte frumoasă. Aici avem panoramic roof, uitați-vă puțin, v-am deschis ca să vedeți cum arată. Avem așa, avem, încă o chestie, am uitat să vă spun. Aceste centuri de siguranță care eu le port în fiecare zi când mă urc în mașină, îmi port centura. E cool să-ți port centura. Nu uitați cum v-am spus, e amazing. Poate centura. Eu o port cu drache roșie. Îmi place foarte mult. Adică nu vine la orice model. Chiar e un option, un upgrade, se zice. Și când mi-a zis aia în Luxemburg că are și red seatbelts, am zis yes, amazing. I'm not a car vlogger, eu nu asta fac. Dar am vrut să fac mașina mea pentru voi. Vă apreciez, vă iubesc, chiar vă respect. De când am început să fac TikToks, Instagram, YouTube, am început să go public cu viața mea, am zis, haideți să vă arăt și mașina, tot ați întrebat, asta este. Dar nu o să intru în fiecare amănunt, din cauza că nu sunt a car vlogger, mă înțelegeți? Vă arăt așa, cam ceva eu să vă arăt, într-un fel, vă arăt destul, oricum. Încă o chestie, aici avem AMG în preșuri, real AMG, trebuie să ai acolo AMG. Ok, o să vreau să facem un launch control. Mașina are launch control, trebuie să facem una împreună. O să vreau să facem un flyby, vreau să auziți cum se aud papurile, multe chestii. Vreau să veniți puțin pe cealaltă parte, cameraman.
să vă arăt aici niște chestii la bord. Hai, veniți pe cealaltă parte. Mașina, cum bine vedeți, scrie AMG peste tot, are și chestia asta cu carbon fiber într-un fel acolo, foarte mișto, detalii mici, 320 la oră. Mașina are 80.000 de kilometri. 80.000 de kilometri, 83.000 de kilometri. Foarte mișto. Vreau să vă arăt că are și niște paddles. De aici poți să schimbi vitezele. Și a venit și cu pedalele metalice, cu niște, un fel de cushion, un fel de suport, ca să fie ușor la picior. Să nu simt decât plastic sau să nu simt decât metal, să fie așa frumos, știi? S-au gândit la tot, adică la ce nu s-au gândit AMG, s-a gândit TJ Miles. Și s-a făcut așa. That's all, folks. That's it, baby. AMG gang, bam bam. Asta a fost Big Blana, ce conduce TJ Miles, v-am arătat, v-am explicat, am făcut 360. Ce să zic, v-am făcut flyby, launch control, v-am arătat, sper că v-a plăcut. Mie mi-a plăcut genial, a fost un vlog super tare, Big Blana, și vreau să dau un special shout-out la Casa Vlasia, din cauza că ne-a lăsat să filmăm, foarte amazing oameni, vă rog să vizitați locația. Ce să spun, fraților, și fetelor, și prietenilor, suntem împreună până la sfârșit, TJ Miles s-a apucat de vlogging, haideți să omorâm acest domeniu, că am multe să vă spun, stați cu mine până la sfârșit, avem un vlog nou în viitor, let's get it baby, Big Blana, TJ Miles!